Alo, 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 domnul! Domnul, la mulți ani sănătate și numai fericire! Numai puțin vă deranjez, să vă dau Dumnezeu sănătate! Am ceva pentru doamna interesant acum de sărbători. Am o tigaie din asta minune, dar nu este foc din ea. Vă dau cuvântul meu de onor. Am o oală cu supresiune la mașină și am și niște cuțite din alea de taie orice pe cuvântul meu. Vă dau ceva. Vă rog eu frumos, luați ceva acum așa. Dumnezeu, în ajunul anului nou, umbli cu tigăi, cu crațeți, cu cuțite, cu alea. Vă dau ceva, mult mai vă uitați, bă, cuvântul meu, dacă vă... Un minut, două minute, stați și vă dau, uitați ce tigăi. Bine, dar altceva, un cadou mai finuș, ceva așa, se dă un dată de revelion, o nevastă, mă. Avem, fiare, avem, da. avem pentru doamna ceva de senzație. Vă dau cuvântul meu de onoare. Avem ceva, avem un parfumel. Avem un ciorap din ăsta, un ciorap de mătase fin de la domnul Valentin. Nebunie. Și avem o pereche de chilote din ăsta, tanga. Tanga. Tanga de tăia cu targa, dacă te uiți pe cuvânt. De la doamna asta, cum o cheamă, de la doamna Victoria, secretara. Victoria, secretar? Da. Mai chilotul unde e? Da, avem chilotul, uitați aici, așa, e ceva de senzație. N-ați văzut așa ceva, este ultimul model. Uitați-l, ce frumos, și cade exact pe diagonală. Uitați. Cât costă ăsta? Ăsta, e nou, e model nou. Acum a venit de la Milano azi dimineața, cu vizorul mi l-a adus, că mi l-a trimis nevastă mea, că nevastă mea lucrează în construcție afară. Da, acolo? Da, face trotuarul la Veneția. 75 de lei, dacă vreți, 75 de lei. 75 de lei pe un petec de cârpă, bă. Așa e, așa e, aveți dreptate. Petecul e ieftin, ața e scumpă, asta. Că intră în b***le între doamna acolo la... Și e ceva de senzație, e ceva de... N-ați văzut, dăm 75 de lei și ia-i pe cuvântul meu de onoare. 50 de lei, dacă vrei, dacă nu, la revedere. Hai, domnul, alu, domnul, la munțean, lasă-mă, domnul. Hai, domnul, că vă văd, domnul, serios, ce nabii. Luați, domnul, cu tare, hai să nu mai pierdem timpul. Ia tanga aici, așa, și dă și mă tare. Dar ceva la 45, n-ai? La 45, ba da, avem. Ce n-avem noi? Avem de toate. Am un parfumel, e belea. Să dă cu el Brad Pitt, lui Vigelie, 4 i-am dat din ăsta. De-asta e nebunie, toată lumea să dă. Ce ne-ai vedetă să dă cu ăsta? Pe cuvântul meu, e de la Bulac ăla din Italia. E ceva de senzație ăla. Dai cu el pute de ca jos din picioare. Te dai cu el acum și miroase până de paș. Să mor dacă te mint. Te dai cu ele ca de gagicile, ca muștele. Și fii atent să spun ceva. Și dacă nu-i place lui doamna, poți să te dai și matale. Că așa e la ei, știi? Merge. Să dă și el, și el. Păi atunci se rechiloțe și dă parfum în coace. Așa da, e, da. Așa e. Luați-l să da. Vă văd, domn, serios, da. Să-l poarte doamna cu plăcere și la mulți ani. La mulți ani, sănătate. Să fiți sănătoși. Alo, domnul. Da, ce e? Domnul, numai puțin. Da, păi și banii? Păi ce bani? Păi banii pe parfum. Păi nu ți-am dat la schimb chiloții? Păi și ce ați plătit chiloții? Păi ce am luat chiloții? Păi nu i-ați luat. Păi și atunci, la revedere și la mulți ani. Păi... Alo, domnul, da, domnul! Ce? La revedere, la mulți ani și să vă spun ceva. E adevărat, n-ați luat chiloții, dar v-am dat în schimb parfumul și trebuie să-l plătiți, deoarece n-ați plătit chiloții. Păi, dom'le, chiloții sunt la mata în mână. Da. Păi cum să-i plătesc eu dacă să-l luat? Eu nu plătesc decât ce cumpăr atâta. Păi am cumpărat eu chiloții? Nu, i-am dat înapoi la parfum, la revedere! Alo, ce la revedere, la revedere! Păi și ce, ați plătit parfumul? Păi omule, nu ți-am dat chiloții în locul parfumului, care oricum erau mai scump decât parfumul. Am înțeles, dar să vă spun păi ceva. Și atunci? O luăm de la început frumos, nu vreau să mă cer cu matale. Da. Atenție, când ne-am întâlnit amândoi, așa. Mata n-aveai nimic în mână și acum ai un parfum pe care nu l-ai plătit. Extraordinar, domnule, ăsta e cun. Adică mă faci și extroc acum, nu? Dă, domnule, cât costă chiloții ăștia? 75 de lei. 75 de lei. Bine, domnule. Ia 50 de lei de aici și la revedere și la mulți ani. Alo, domnul! Ce e, domnule? Domnul! Da, vă rog. Și banii pe parfum? N-am, domnule, nevoie de parfumat. Ia parfumul, dă banii pe chiloți și la revedere, domnule. Alo, domnul! Ce e, domnule? Și banii pe chiloți? N-am domnul, ia-ți domnul chiloții înapoi, dă-i dragul de chiloți și dă parfumul și am plecat și la revedere. Alo, domnul! Ce? Și banii pe parfum?
Ia du-mi parfumul înapoi și dă-i chiloții și gata. Și acum stai închid. Nu. Da? Da. Da. La revedere, la, la revedere. Revedere. Alo, domnul. Da. Și banii pe chiloți? Măi, omule, nu ți-am dat parfumul în locul chiloților? Ba da, mi-aș dat parfumul în locul chiloților. Păi și atunci ce, mă, dracule? E adevărat, și chiloții mei? Păi dacă-s chiloții m-am dat, de ce să-i plătesc eu, domnule? Ia de aici de parfum. Păi da, pentru că v-am dat în locul lor parfumul, să mor, dacă te mint. Păi și eu nu v-am dat chiloții. Păi mi-ați dat chiloții, dar v-am dat parfumul. Și atunci? Păi și atunci? Ce facem? Păi ce facem? Da, numai puțin, că nu vreau să mă cer cu matale de sărbători. Dăm încoace parfumul. Așa. Iam eu chiloții și acum suntem ca la început. Exact. Așa. Și acum eu iau parfumul. Da? Nu? Eu vă dau banii pe chiloți. Bravo! Și eu iau chiloții. Și v-am pupat și la revedere. Da, acum e deja altceva. Păi, la revedere, să vă dea Dumnezeu sănătate și la mulți ani vă pup și numai bine. La mulți ani și hai mă răbdare, o, că vorbesc cu un vin acum. Să vă dea Dumnezeu sănătate. La revedere. Și nu la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani și v-am numai pupat. Bine. La revedere. Să vă pup sănătate. La revedere. La revedere. Hai, dracu, excruci, auzi. Vrea să mă trag el pe mine în piept. Deci am luat și bani, i-am luat și chiloți, nu știu. Mai că am ce să-i duc lui nevastă mea acum. Ah, să văd dacă mai prindesc. Aoleu, rol. Alo, domnul! Domnul! Poliția! 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 Mi-a luat ceasul! Alo, domnul! Unde-i domnul? Vă rog! Alo, domnul! Domnul!
Am de făcut un anunț și astăzi seară, în seara de Revelion, vreau să mulțumesc prietenilor mei de la echipa Blondelor. Pentru... Nu, noi suntem roșcați. Noi suntem roșcați. Pentru platou, da. Pentru ce? Da. Pentru platou m-au lăsat, am mâncat două furculițe de salată, o jumate de sarma și am prins un cartof și o... Și un sandwich cu banană. Sandwich cu banană. Bravo! Le mulțumesc frumos! Doamne, a fost drăguț. Vă reamintesc că în prima rundă câștigătorii au fost cei din echipa roșcatelor. Pepe a reușit să câștige prima rundă pentru echipa lui. Pepe. Da, noi mergem mai departe. Să le dea Dumnezeu sănătate și sper să nu mai câștige. Da. Cu mult mai multe premii, cine va reuși să mănânce în această seară? Atenție, în runda a doua mergem să jucăm pentru echipa blondelor cu... Prin curaj, înainte de curaj și fugi repede la roată, trebuie să mergi la ecranul galben. Ce a zis că vrea să facă? Să prindă curaj. Să iau o gură. Asta, da. Să iau o gură, da. Să prindă curaj. Mergem mai departe, doamne celor, din echipa roșcatelor. Jucăm în runda a doua. Tot eu? Vali Vigelie! Echipa brunetelor, da, vrea și brunelor. Vrea Andreea. Da. Vrea Andreea. Da. Andreea Antonescu, vrei? Da. Vrei? Da. Da. Vreau să mă duc și eu în seara. Spasă-n-ia. Da. Credeți că o să câștige? Da. Romică. Da. Perfect, atunci mergem din echipa brunetelor cu Jean de la Crama. Vreau să mă coleg cu tine. Și eu la fel. Ce ai avut mare bază în mine? Ioana, Andreea, Antonescu, aveam cea mai mare bază. Jeane! Da. Era mai bine dacă era între două, nu te plouă. Acum eu sunt între doi, nu te ploi. Da. Între doi, nu, ascultă-mă puțin. Unde-s două, nu-i niciuna. Unde-i trei, abia ai una. Așa că e mai bine, rămâi tu aici. Aplauze pentru Vali Vigelie! Dragii mei, ați înțeles cam despre ce este vorba, știu. Ce trebuie să faceți. Anda, trebuie să te duci puțin mai stânga ta, exact în fața ecranului galben. Jeane, stânga ta, așa, lasă butonul și fiți atenți. Am un puzzle de departajare, doar că nu este un puzzle normal, așa cum v-ați obișnuit la roata norocului, ci un proverb de departajare. Emoticoanele alea, da? De ne-au dat bătaie de cap. Atenție! Auzi, 3. Te rog eu să-i spui lui Jean că nu mai e indiciu oaie. Nu mai e, nu? Nu mai e. 3, 2, 1, proverbul pentru departajare. Șarap. Nu o cheamă șarabă, o cheamă... Cine știe, apasă butonul, stop! Anda Adam! Dar tu de unde știi din prima? Anda Adam! Găina bătrână face ciorba bună! Găina bătrână face ciorba bună! Ia stați-mă un pic. Știe. Cocoșul nebun face fundul tank. Bun. Auzi, Anda, dar de unde știi tu așa că... Pentru că eu fac ciorbă. Ești ciorbăreasă? De găină. Face ciorbă de găină. Sunt puicuță. Dar să-l arăt. Lăsați-le aplauze pentru Anda, Adam. Ia, va începe runda a doua. E carnea tare. Hai, Anda, dă-i. Anda, am un puzzle pentru tine. Oh. E simplu. E mult, plec. Atenție, avem și un domeniu anatenor. Cred că se strică ciorba, bursuc. Domeniul este modă. Modă, Anda. E pe stil Bravo. Auzi, pe stilul Bravo, ai stil? Da, da, pe stil. Perfect, pe stil, ia să vedem. Atunci mi-e foarte ușor. Modă, Anda, Adam. E vară-n vară, e sora vară. Nu puteai să dai mai un... Păi și atenție. Ce pierdea Jeane, că nu pierdea nimic, Cristian? Te pierdea pe tine. Anda. Ce să fac cu faliment când n-am nimic? Ai 1500 de puncte. A, aveam 1500, n-am știut. 300 de puncte, prima consoană din runda a doua. Nu uitați, dragi colegi, dragi prieteni,
Vorbim despre vedete, personaje cunoscute din România. Scuze-mă că trebuie să bârfim? Eu asta am înțeles. Nu, 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 trebuie să ghicim, nu să bârfim. Am înțeles. Prima consoană, Anda, este? L. De la leu. Bine! Hai, dă-i de rata, Anda, foarte bine. Hai, Anda, dă-i mai în fix, așa. Ciocolata este a mea, așa că nu, 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 nu te atinge de ea. Atenție! 700 de puncte! Nu mai puțin, nu 700, vine așa. Agentul 007. Care? 007, hai, sunt agenta 007. Ce norocosă ești! N! N de la Nae! Bine! Bine de tot! Bravo! Anda, 5200 de puncte! Hai, Anda, că mâncam și noi cu asta! Vreau să dai tare, dorată! Dragă! Deci că n-am mai mers la sală în ultimul timp, că am fost la Brava și stii non-stop. Hai, și! Ai, 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 la mare! Consoană. C. C. La Cristi. Bine. Hai că e bine. Ce mergem mai departe. Cumpărăm o vocală sau dăm noi? Nu, mergem mai departe. Vezi, nu cumpărăm nimic, mergem mai departe, că vreau pe 1000 acolo. Dă-i, 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 dă-i tare, tare trebuie să dai, nu pe 1000, tare. Oh Lord have mercy, mercy, mercy. Imagine me back, 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 back. All of them sexy, sexy, sexy. Watch me, this is all 500 de puncte, Anda. Consoană. M. De la? De la mamă. De la mamă, mamă. Că trebuie să plângă. Anda, Adam, în momentul ăsta ai 6300 de puncte. Gata, ai mâncat trei feluri. Deci mă la locul tău așa, mai aproape de ea. Dăm, da? Iar ia și o vocală. Tu vrei toată mâncarea, dragă. Nu există. Hai. Vreau sărutarea ta, doar tu ești dragostea mea. Copii, echipa blondă își poate alege o fată blondă. Cine să fie? Cine are indiciu? Nu, pe cum alegeți, gândiți-vă bine. Vrem tot alb. Alb, fata în alb. Georgiana, da? Georgiana. Doamnelor și domnilor, Anda Adam și echipa blondelor. Deci, Georgiana, atenție acum, vreau să fiți atenți la mine. Da. Există riscul să vedeți la prima mână un indiciu și să nu fie nimic, pe el. A, pe asta nu. Sigur, e vrăjeală, e vrăjeală. Sau există riscul să-l vedeți și să nu-și folosesc. Să fie ceva. Da. Să nu fie nimic? E în guriță. Dacă scapă de mine, dă unde de pepe. Unde credeți că are Georgiana? Trebuie să o analizăm puțin, nu o atingem. Ascuns. Bine, unul care se vede foarte evident. Da, uite, se vede de aici unde este. N-ai voie să pui mâna pe ea. Da, n-avem voie să o atingem. Deci poate fi o hârtie pusă aiurea acolo. Poate fi pus unul. Pusă aiurea? Da. Păi de ce? Unul pe care se scrie nu e niciun indiciu. Am înțeles. Băi, ăla e cam evident, cred că e... No, este o cursă. Înseamnă atenție, că mi-a făcut cu ăsta. Poate fi evident sau nu? Cum? Mi-a făcut cu ăsta, ea l-a pus acolo așa de vreo. Mergem mai departe. Stop, gata, Armin, stop, mergem la loc. De unde scoatem bilețelul? Unde ar putea să ascundă un indiciu? Anda, ia-l pe ăla, tată. Oricum mergem mai departe. Ăsta de aici, da? Georgiana, se vede indiciul. Ne riscăm, se vede din elicopter, adică noi am văzut de aici că... Se vede din depărtare. Georgiana, mulțumesc mult de tot, aplauze pentru Georgiana! Să nu schimbi. Cel de-al doilea indiciu al zilei este... Ce este? Hai că scrie, zi. Hai mă, că mi s-au lungit ochii. E gol? Să vezi că nu-i nimic. Ba nu e! Pasăre! Pasăre! Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Cornel Palacios!